mulțumesc că ați venit și mulțumesc că Andrei, că ești aici. Tocmai m-a întrebat dacă mi-a lăsat coc. Deci de asta m-am bucurat să vin la Crăciun, pentru că nu e o lansare normală în niciun caz. El nu e pe genul ăla. Ne întâlnim și ne luptăm până se plictisește lumea. Mă aștept foarte tare să spună niște... Dar are un stil așa foarte cinic și genul de mitocan intelectual care mă bucură foarte tare că există și unic în felul lui. Și de asta mai așteptăm pe Dan, care este la pol opus, e de o timiditate extraordinară și vine de la Cluj și a parcat undeva prin zonă și o să se descurce. Dan Coțea, care este omul care a ilustrat cartea. Și o să spun mai multe. Da, chiar o să-l laud, dar o să fie și de față. Și cu acestea fiind spuse, sau cum se spune cu acestea? E clar? Deschisă sesiunea. Dacă îmi puneți o întrebare, eu o să răspund, promit. Sunt foarte recunoscător că sunteți aici și nu m-am așteptat să fiți atât de mulți. Mă mulțumesc mult librăriei Humanitas și Șmiciu că a venit la scaun, ca să puteți sta și nu știu ce să mă spun. Spune tu, Gabi, ca să spargi viața. Sau Andrei, dacă va vorbi, vrei să vorbești sau vrei să mai taci? Bună ziua! Spre deosebire de antevorbitorul meu, eu nu sunt deloc fericit că mă aflu aici. Nu mi face absolut nicio plăcere să vorbesc un pic. Nu sunt actor, cu atât mai puțin Florinchescu Junior. Dar știți cum e, mi-a lansat și Florin Piersic Junior acum un an și 4 luni în carte și dacă nu te duci, nu-ți vine. Și trebuie să ne lăudăm reciproc, ne facem laudatio, așa e frumos, așa e în secolul 21, vorbim frumos unii de alții. Ocolim cu delicatețe uneori adevărul, atunci când el este prea dureros, dar e bine că ați venit, pentru că dacă veți cumpăra și cartea, ceea ce ar fi deja extraordinar, ați putea să mă parcurgeți până la coperta a patra, unde am și câteva rânduri. Vă asigur că sunt cele mai bune din întreaga carte, dar și Florin s-a străduit și cu toții apreciem eforturile sale. Mie face o deosebită plăcere să-l laud pe Florin, pentru că el este așa un pic antistar, anti-vedetă, împotriva vedetismului, ceea ce e bine, dar prin acest fel al său de a fi ascult și prin a deveni totuși o vedetă, ceea ce iată se vede și în această librărie plină. Să nu credeți însă că Florin este una dintre acele vedete care scrie cărți și voi o cumpărați pentru că apare fața lui pe copertă. El chiar știe să scrie. L-am invidiat de puține ori citind în manuscris la calculator, ca să spunem așa, acest volum. Așa cum m-a uimit plăcut, m-a încântat și cu precedentele sale cărți, dar cred că Opere Cumplite, volumul 2, este un pas nou și, adică cu siguranță un pas nou, asta e un turism, o imbecilitate, dar am spus-o deja, e un pas important în ceea ce are Florin în ceea ce are el de spus. De obicei, pe oameni ca Florin îi roagă editurile să publice cărți pentru că ele se vând, dar aici nu e cazul de așa ceva. Florin chiar are ceva de scris și ați face bine să citiți cartea asta, nu doar să o cumpărați, am spus eu mod acum să cumpăr cărți. Și probabil că dumneavoastră chiar veți face asta, pentru că de-aia vă aflați aici. Dar cred că mai important decât să vă convinc de ceva ce deja sunteți convinși,
este să mergeți mai departe și să dați lumii de știre că Florin Piersic JR nu e chiar așa cum pare el, un personaj inabordabil și misterios care vorbește șoptit ca să te oblige să fii atent la ce spune. Chiar e băiat bun. Am avut plăcerea să constat asta într-un interviu. Eu sunt ziarist, sunt Andrei Crăciun, sunt ziarist. Într-un interviu pe care l-am făcut împreună cu Florin și m-a uimit blândețea, delicatețea, generozitatea lui. Astea sunt niște atribute care sunt comune oamenilor care au fost înzestrați cu atât de multe valuri, cum a fost Florin. Ei, ca să-și tempereze superioritatea asta, coboară printre muritori și chiar se poartă frumos cu cetățenii. Eu cred că aici e și o Florin Piersic, arătând așa cum arată în imaginea alăturată, este pismuit și pe bună dreptate de foarte mulți cetățeni și atunci probabil că reușește cu oarecare dificultate să creeze legături care să treacă de nivelul estetic înspre, să treacă de superficial înspre adâncime. Și m-am bucurat să încep să devin prieten cu Florin Piersic Junior. Am fost și într-un concediu împreună, am nimerit din întâmplare în același concediu. A fost foarte frumos, am stat la plajă, la Foschinești, am luat micuțul dejun și uneori și cina. Și multe alte lucruri extraordinare s-au întâmplat. E bine să gravitezi așa ca o muscă în jurul lămpii pe lângă Florin Piersic, pentru că îți crește și ție un pic coeficientul de încredere în sine, parcă te mai și înalți, subțiezi, îți mângâi cocul, cum arăte o altă pasiune. Glumesc acum, am zis că a trebuit să fac așa o introducere mai hazlie, poate, ca să evităm cruntul adevăr, că totuși Florin Piersic a scris o carte și că asta e și bine, e și rău, dar eu sper să am zis să zic ceva frumos ca să mă mai cheme și la un care, pentru că dacă nu spui de bine, nu te cheamă, așa sunt oameni în ziua de azi. Florin chiar e scriitor, adică eu l-am cunoscut la teatru, văzându-l ca actor, dar el e un actor care se joacă de actoria, se joacă bine de actoria, dar el este și scriitor sau este, mă rog, am scris eu că nu e nici actor, nici scriitor, e un artist și e un artist care cred că ar fi fost foarte bun în orice altă și ar fi ales să se exprime pentru că dincolo de misterul ăsta cu care îi place să umble prin lume, chiar are ceva în interior care merită scos fie pe hârtie, fie pe scenă și cred că Florin deja știe să facă toate lucrurile astea la un... E foarte corect cu el însuși. Adică cartea asta nu e nici cea mai bună carte din câte veți citi dumneavoastră vreodată, nu e nici cea mai slabă, dar este cu siguranță o carte adevărată. Cred că asta e caracteristica principală a lui Florin. Este un om adevărat, care e corect cu el însuși. De aici și anti-starletitatea lui. Așa. Apropo de tăcere, știu că a fost odată la o emisiune televizată unde a tăcut, n-am trebuit să spună nimic, era cel mai tânăr atunci. N-am ales calea asta tot, am zis să spun totuși câteva cuvinte. Florin e special și pentru că fiind venind din familia din care vine, având doi părinți artiști, a reușit să-și facă propriul drum și drumul acesta să nu fie mai puțin însemnat decât al părinților lui. E unul dintre puținii oameni care au reușit să facă asta și la cum îi știu eu, biografia nu i-a fost ușor și tocmai de aceea e de lăudat pentru perseverența cu care a continuat să rămână el însuși. Nu știu ce să-i mai zic, dacă mai vrea să-i mai zic ceva să zic acum, dar văd că vine domnul Dan și ne va să-i luăm. Sperăm. Bună ziua. Direct de la Cluj. Cântate cunoștință.
Da, ăsta e Florin Tersic Jr. sau Junior. Și cartea asta e, că n-am zis nimic de carte, are două părți. Una jurnal imaginar, nu? Și una aventuri obișnuite. O parte dintre aceste texte au mai putut fi citite într-un loc. O altă parte este pentru prima oară pe hârtie. Cred că ar trebui să vă uitați cu atenție la felul în care Florin își construiește cartea, la felul în care se manifestă textual, pentru care acest obicei de a jongla printre emoții, dacă devine sentimental și se întâmplă să devină sentimental și foarte încărcat de emoții, cu siguranță în proza următoare va încerca să facă o jonglerie, ca să nu-l vedeți în sentimentul gol până la capăt. Dar să știți că e un băiat de toată isprava, un domn emotiv, cu coc și cu o etate care începe să devină respectabilă. Am să-l rog pe Dan să preia de aici această corvoadă a exprimării. Îmi place recuzita când intrați. Să-i luat la teatru, contribuiești? Da, să mergeți să-l vedeți pe Florin, la Nodara, în vestul Singurachii, cel puțin. Acolo e. De acolo cred că sunt pantofi. Ai cizme, da. Bravo. Are cizme. Bine. Dan, am să te rog să preiei dumneata povară. Sau? Am să prezint la Dan Polițar. Dacă să spui că am putut face o idee despre Dan Colțar, o întâmplare fericită Facebook, adică una din puținele întâmplări fericite, dar există destul de da. Pentru că Dan Colțar am cunoscut acolo prin personajul lui, pe nume Sânzian, invenția lui, copilul lui, să zic așa, și am început să dau like la toate istoriile lui Sânzian, dar după aia să... fiindcât taci să ne întâlnim la Sibiu și eu să aflu că el a fost acolo, a venit de la Cluj până la Sibiu să vadă un spectacol și n-am putut să intre, era full, dar eu eram acolo, putea să vină să mă tragă de mâine, că eram acolo doar ca să umblu la sunet și la lumină, în calitate de regizor. Și n-am venit. Și m-am supărat foarte tare pe el, ca după aia să ne întâlnim cu mama la Sibiu, la Freak Show, și după aia să tot vorbim. Iar acum 3 luni eu i-am propus să fac o călătorie mai specială și să citească în primul rând tot materialul. Ca după aia să mă uimească cu multe variante ale aceleiași povesti. Mai multe variante pe desen și hai spune tu, e București, dar dacă au venit aici nu mușcă. Deci nu stau la Cluj, dar nu mușcă. Bună ziua, mă numesc Dan Colțea și vă rog frumos să mă iertați că am întârziat. Dar am venit direct de la Cluj, am parcat mașina acum 20 de minute și de atunci rătăcesc cu soția mea de mână, am și alergat și am și transpirat. Mă iertați, vă fost bine că am ajuns în final și nu s-a terminat prezentarea fără mine. Pe Florin l-am cunoscut exact așa cum spunea și el. Ne-am cunoscut pe Facebook. Pe Facebook am început să tatonăm puțin. După aceea ne-am întâlnit, ne-am privit în ochi, ne-am plăcut și am început o relație. Da. În urma căreia s-a născut acest copil al nostru. Te pup, Florin. Și acum, trecând în registru mai serios puțin, a fost o colaborare extrem de plăcută. Am descoperit un om minunat, un om cald,
liniștit. Eu sunt un ardelean atipic, el este un bucureștean atipic. Eu sunt mai agitat, mai stresat, vorbesc mult și repede. El este calm, liniștit și vorbește încet, molatec și plăcut. Dar Florin este un om foarte exigent cu sine și cu cei din jur. Știe să o facă cu tact, când nu-i place ceva. Am făcut uneori multe variante la câte un desen. Am lucrat foarte mult împreună și am discutat mult. Când nu-i plăcea ceva, zicea, hai, mai încearcă, te rog, mai încearcă. M-am mai trăgea de mâine, că câteodată uitam de mine și le înfloream prea mult și începeam să le fac floricele și nu mai terminam desenul. Altele au ieșit din start foarte bine și mi-au plăcut la amândoi. Desenele acestea nu au o viață a lor, nu sunt, nu spun nimic, nu sunt de sine stătătoare fără lecturile pe care le însoțesc. Așa că va trebui să citiți textele ca să savurați desenele. Textele, în schimb, au un înțeles de sine stătător. Înseamnă ceva și fără desenele mele. La ce am mai fost foarte atent Florin? La aranjarea în pagină. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării în această cărțulie. Totul are un sens și totul este pus acolo unde trebuie. Uneori desenele sunt înaintea textelor, alteori în mijlocul textului, alteori la sfârșit, în marginea paginii, au mai mult spațiu în jur. De toate astea s-a ocupat Florin în editură. Eu nu am văzut decât rezultatul final, când am pus mâna pe carte și am fost extrem, extrem de plăcut, surprins de combinația dintre text și imagine și cum se completează reciproc. Marele meu câștig, până la urmă, din toată această colaborare este că m-am ales cu un prieten foarte bun. Și îi mulțumesc pentru asta încă o dată. Pentru că m-am ales și am colaborat împreună și am rămas prieteni de atunci. Cam atât, cred că... E bun? Ok? Prea mult? Vă mulțumesc! Dacă aveți o întrebare, o să-i răspund. O să vă răspund acum. Chiar răspund orice. Există desene ale lui Dan la care mă pot uita 10 minute fără să mă plictisesc. Poate mai mult. Fără să citesc povestea, nu vreau să-i întorc complimentul, n-are rost, dar chiar a fost o călătorie. Și multă răbdare pe partea lui și Viber, Skype, uneori nu mergea bine semnalul, începeam să ne nervăm. Hai pe Viber, că nu auzim bine pe Vodafone și pe alte. Dar chiar e. Trebuie să amintesc, da? Nu să spun că au fost publicate într-un loc, ci că au fost publicate în revista Unica și le mulțumesc foarte tare pentru că au ajuns să facă acest parteneriat cu Humanitas. Practic, jumătate din acest volum este reprezentat de povestiri care au intrat, au încăput în paginile revistei Unica acum de 3 ani și jumătate. Scopul meu fiind ca dacă iei revista și o găsești undeva peste un an, peste 2 ani, să poți să citești fără să te plictisești și fără să fie ancorat în cotidian, să fie valabil oricând. Și mi-au acceptat nebunia asta, au mers, nu mi-au mai dat temă, după câteva luni m-au lăsat în pace și mi-au dat ocazia să fac un exercițiu și având și un termen limită, având și un număr fix de caractere și având și paranoia pe care tu nu o știi, Andrei Crăciun, să dacă avem 4.500 de semne cu tot cu spații, mă încadram undeva între 4.498 și 4.502. Adică trebuia să duc până pe acolo de undeva textul. Și e un exercițiu pagini extraordinare. Având și niște colegi de pagini extraordinare. Da. În clipa asta eu nu mai scriu la Unica, dar Andrei Crăciun scrie acolo. Și am ajuns să dezvolt
ideea că 4500 de semne e un algoritm foarte bun pentru a spune o poveste. Adică uneori ajungeam cu povestea la 8000, la 9000 și după aceea începeam să tai și să tai și să văd ce e balast. Și a fost un exercițiu foarte profitabil. Și tot ce apare în carte e trecut printr-o sită destul de deasă și există și povestiri inedite, așa, nemai văzute niciodată. Sper să aibă ecou și să vă facă ceva. Există oameni deja care au citit cartea și mai zic că au citit-o cumva într-o singură zi. Și în același timp există oameni care dau de înțeles că citesc două, trei și după aia simt nevoia să o lase și să se gândească un pic, să lase cumva să se întâmple, nu știu, să lucreze un pic în minte, în suflet. Dacă se întâmplă, e bine. Chiar mă emoționează că sunteți aici, sunteți atât de mulți. Mulțumesc din suflet încă o dată și sper să nu dezamăgesc pe viitor. Și vă aștept la Freak Show, oricând, la Godou, în București sau oriunde în țară, unde mai ajung. Freak Show este conceput din opere cântite, volumul 1. Deci acolo am făcut cam jumătate din materiale. Asta a fost o întrebare din partea mea. Din volumul 2 vă gândiți să faceți... Spune-mi pe nume Coca, că ne știm tot de pe Facebook și știu că ai gândit de câteva ori la... Din volumul 2 te gândești să faci iar un spectacol? Dacă din volumul 1 ai ieșit un Freak Show, așa, amergură? Nu cred. În momentul ăsta nu, pentru că, practic, volumul 1 a apărut în 2009, iar premiera Freak Show a fost în 2013 și chiar ideea s-a născut în 2013. Am vrut să fac un oameni show, dar aveam 2013 vara, s-a concretizat ideea asta și în decembrie știu că am avut premiera. Cu mare emoție. Și de-abia acum, după aproape 2 ani, am senzația că am învățat să merg în acel spectacol și că pot să... S-au mai schimbat niște monologe, s-au mai răutrăgit, dar cu așteptând că a fost și pentru mine o mirare să văd că litera scrisă devine altceva pe scenă și are o altă putere. E adevărat că sunt povestiri structurate ca monolog și atunci sunt foarte orale și ajută mult. Uneori o să descriu personajul, alteori o să vă las pe dumneavoastră să vă închipuiți personajul din discursul pe care îl are. Da? Și vestul singuratic, unde am niște cizme, nu niște spatele, cum spunea Andrei. Și sper să mai joace și Tom și Jerry și... Și mai am, da, și altele. Și mai am un proiect, da. Cine? Scuze? Aveam o întrebare legată de carte. Da. Andrei a spus că cartea nu e nici bună, nici rea, dar că este rară. Mă interesează din perspectiva autorului, care e răsortul din spate? Scriem pentru că vrem să facem o spoilerare publică și asta ne curăță pe noi, sau scriem pentru că mai credem că într-o realitate, o publicitate, o viză, care se ia, care se dă mai departe? Adică, crezi că tipul ăsta de realism ajunge la oameni și învață să fie mai sincer, fără măști? Sau ce ai spus la început, ai spus o spovedanie care ne curăță pe noi sau cum? Nu, n-am zis că ai spus, întrebam eu. Da, acum ai formulat că e... Da, o spovedanie care curăță pe noi. N-aș merge până acolo. Uneori am întâlnit o situație și sau pur și simplu am inventat-o. Eu vreau să cred dacă mai credem în realismul care se dă. Ce înseamnă? Că nu reușesc să înțeleg. Dacă e molipsit tot. Dacă realism, învățăm oamenii să fie mai truthful. Nu, adică n-am pretenția că învăț pe nimeni. Adică nu cred că am un rol educativ. Poate că scopul final este acela de a găsi niște oameni care simt la fel ca mine și deja înțeleg și îmi dau seama că suntem o nișă.
și să scriu sau să fac lucruri pentru nișa asta. E adevărat, există exemple care vin să mă contrazică, pentru că acum două seri la Vestul Singuratic, unde există limbaj licențios, în cartea asta nu veți găsi, dar acolo veți găsi din plin. S-au ridicat mulți oameni, exact cum am auzit cuvintele ciudate și au ieșit din sală. Și e ciudat, adică e greu, pentru că eu totuși acolo am impresia că nimeni vulgar. Și eu, dacă vei avea răbdare să stai până la sfârșit și să vezi ce se întâmplă, vei înțelege și de ce vulgaritatea e necesară în spectacol. Ca să nu mai spun că mie mi se pare fermecătoare gura acelor personaje. Și atunci asta, ca să mă înșel și ca nișa asta să fie mai mică decât îmi închipui eu, cu toate că eu încerc să o lărgesc cât pot și să fac lucruri accesibile. Nu cred că trebuie să mă duc în niște zone în care produsul final să fie atât de eliptic încât să înțeleg numai eu și cu niște prieteni care de toată să mă bată pe spate și să zică, da, ai făcut un lucru bun. Da, mă rog, despre asta, dar vorba. Ideea e că n-am scris la comandă, dar am respectat acel deadline și de multe ori mi-a făcut bine să zic, ah, ce bine, am trei povestiri, am scris trei povestiri în 4-5 zile. Acum pot să mă odihnesc 3 luni sau să mă ocup cu altceva. Și e o responsabilitate, pentru că nu credeam că e normal, de exemplu, dacă scriu la o revistă să iau o poveste din nou precumplită, volumul 1, să zic, n-am avut una asta inspirație, ia să folosesc eu ceva din trecut și să dau acolo. Și atunci m-au hrănit în felul ăsta. Am scris câteva povești care sunt ale altora, în care alți oameni sunt personaje, sunt personaje inventate. Și după aia am găsit o modalitate de exprimare, povești în care eu sunt personajul principal și mi se întâmplă tot felul de ciudățenii. Și evident că sunt de acolo frânturi luate din realitate și lucruri pe care le-am trăit și oameni de care m-am izbit. Gabi, tu ești colega mea de liceu, da, am fi în curea. Răzceam acum, da? Da, ok. Și exagerări de multe ori. Și, dar s-ar putea să nu pare exagerat, s-ar putea să pare chiar mângâie, pentru că deja ne-am obișnuit cu lumea de afară. Eu când am venit aici cu mama și cu Andreea spre librărie, erau niște băieți care urlau pe stradă, mai știi cum ce ziceau? Cum ziceau, stau acum? Au trecut și pe lângă voi, nu? Cum ziceau? Dinamo suntem noi. Dinamo suntem noi? Așa. Nu, dar mai ziceau ceva. Și atunci, ce vorbim aici, noi suntem cumva acum într-un club al îngerilor pe pământ, da? În felul ăsta mă apăr de lumea înconjurătoare, practic că e o modalitate de a mă apăra, că fac acum terapie, pentru că nu-mi pun întrebările astea și așa. Mulțumesc de întrebare, să răspund în felul în care pot. Și îmi caut câțiva semeni cu care să comunic. Da? Și să zic, acum am dezvoltat o altă țăcăneală pe Facebook, îmi mai scrie cât un prieten sau așa, fotografiază coperta și am început să dau titluri la pozele cu coperta asta, că una stă cu ea pe genunchi, alta stă cu cartea și văd piața din Timișoara și niște. Am senzația că e piticul ăla din videoclip pe care l-au furat și l-au dus să călătorească peste tot, să știi, că au făcut polaroide. Sunt lucruri simple. Sunt lucruri simple și mici care dau multă putere să merg înainte, încredere. Asta e. Și am să chei așa abrupt și o să vă spun că sunt fericit că sunteți aici. Văd destule fețe cunoscute și zâmbitoare și sunt un moment pe care îl fixez aici și după aia poate mai ajută în viitor. Da?
Sper să mai fac ceva în curând, sper să duc la capăt un film la care lucrez de foarte mult timp și în ciuda limbajului vulgar să merge să-l vedeți. Nu tu, dar nici nu ești atentă. Tu ai vreo 12 ani, dar tu poți să te duci imediat cu mama. Asta e. Să rămână pentru tot și... Trebuie să mai zic ceva, Gabi? Există o încheiere perfectă sau nu știu? Sau poate Andrei trebuie să zică ceva la sfârșit. Cred că ai făcut o greșeală, e deja prea târziu. Aș vrea să fac o precizare, n-am spus nicio clipă că această carte este reală, am spus că este adevărat în sensul căutării unei autenticități, ceea ce... Adică ea e o carte de ficțiune, nu e personajele pe care le veți întâlni, chiar dacă sunt deghizate multe ori în niște creaturi asemănătoare cu Florin Piersic Junior, nu sunt tot una cu Florin Piersic Junior. Deși de multe ori oamenii se minunează de barba lui, de mai multă preistorică, nu? Așa e scris în carte. Așa se minunează personajele de barba personajului. Nu e tot una cu îndrăgitul nostru actor și scriitor. Nu știu cum se încheie o lansare din asta de carte. Bănuiesc că vreți să luați autografe lui Florin și să sperăm că la sfârșit domnul Liceanu va fi fericit. Pot să citesc pagina preferată, că am bătut-o în cuie cu Dan Colț, am zis că e 47, dar nu citesc. E asta cu umbrela. Și de ce? Știți de ce? Din o nebunie la cap. Pentru că pe spate e goală foaia, pe spatele astea au desenul cu umbrela, da? Și atunci chiar pot să o rup din carte și să-mi au rămas undeva. Pentru că nu se văd litere pe persoa și, da, îmi place umbrela asta, da, la nebunie. Și mai sunt și altele, dar nu cred că e ca o să citesc. Ne climatul. Am făcut asta în 2010, cred, am fost la Târgu Mureș, la Teatrul ăla din Pod și am stat cu Teo Marton și cu... O să-mi amintesc și vă spun că un actor foarte tânăr pe care l-am cunoscut atunci și stăteam așa, la o distanță, în trei lumini de teatru și lumina 10% pe doi dintre noi și crescută pe al treilea și am citit câteva monologe de teatru cumva, dar care aveau ceva azi. Și a fost lansarea tipică și foarte mișto chiar. Dar în cazul de față n-ar fi... Ok, nu e aia. Și eu trec din ce în ce mai mult o astfel de lansare n-ar fi potrivită și că toată lectura asta e o derednicire intimă, nu știu cum să zic, ceva intim pe care o faci cu tine. Că s-ar putea să citești împreună cu altcineva, asta este chiar exprimată într-una dintre povestiri și ar fi minunat. Se zice, acum am terminat amândoi în același timp pagina asta și hai să dăm voie să mergem mai departe. Dar, în general, citești singur și după aia, dacă ți-a plăcut, îi dai și o uitare pe tine și așa. Mulțumesc și sper să nu te supări, da, să rămân. Dane, mai spui ceva? Te iubesc mult, asta vreau să știu. Da? Dar Andrei, mai puțin, pe tine mai mult. Nu, pentru că el n-a volumul, conținutul, doar coperta patru. Adică putea să mai strepare niște subsoluri când sau ceva, să spună gingașul. Cum zice el, eu am un limbaj pe care nu pot să rim. Aș vrea să fiu vilful tău și tu să fii Petrovul meu. Poate la un volum ulterior. Foarte scurt, am uitat să vă spun ceva. Am uitat să vă spun că acesta a fost cel mai drag proiect mie din această zonă artistică, din toată viața mea de până acum. Și în altă ordine de idei vreau să vă spun că în această perioadă am râs cu Florin cât n-am mai râs de foarte mult timp. Și cu toate astea am făcut treabă serioasă, deci nu am luat nimic în glumă,
glumă, ca să zic așa. Și cartea asta este o bijuterie de care eu personal sunt foarte mândru. Atât. Vă mulțumesc foarte mult. Am vrut să vă spun cu râsul și cu... Asta e o bichetă Zippo pe care mi-a dat-o cadou Dan Colțea la lansarea de la Cluj acum o săptămână și era un desen al lui Dan Colțea pe ea și cred că e cea mai mișto Zippo din lume și asta vreau să vă spun, da. Funcționează. Da, funcționează. Mulțumesc mult, mult că sunteți aici. Urmă. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră. Sunt director de promovare a editurii Humanitas. Le mulțumesc și invitațiilor că au reușit să mă oprească să-mi spun banalitățile. Într-adevăr, la începutul lansării, ca un făcut, mi-a căzut foaia pe care spusesem și eu câteva lucruri, chiar supra aici, așa că nu mai am nici măcar șansa să răspund. O minunată lansare, una dintre cele mai nou obișnuite pe care am avut aici la acest liceu. Pentru care și vă mulțumesc că sunteți părtașii mei în treaba asta și ai lor. Nu pot să nu-ți spun că astăzi am citit cartea într-o ședere, cum s-ar spune, fără cum ați o citit singuri. Și este o imagine care m-a urmărit de la primele pagini până la aproape de ultimele și care m-a făcut, într-adevăr, ca la sfârșitul ei, în clipa în care am închis-o, să mă așez cu spatele la perete și să mă las încet jos, să mă uit peste ea. Cred că știți despre ce vorbesc și să mă gândesc în mine, să mă uit în mine. Este o carte extrem de tandră. Este o carte care, cu ironie paternă, cel puțin așa m-am... Asta e impresia pe care mi-ai lăsat-o, îți spune dioptriile, de fapt. Dioptriile corecte, ca să te vezi în tine și în afară ta. Îți mulțumesc, Bălin Piersic, îți mulțumesc, Dan Colțea, Andrei, îți mulțumesc și te aștept la intra Humanitas cu nouă carte. Florin este autorul a trei cărți Humanitas, opere cumplite despre care s-a vorbit, volumul 1, Romantic Porno și aceasta și a coordonat la noi edițiunile reale pe care probabil o carte pe care o știți cu 67 de autori. Vă mulțumesc și am să profit de faptul că sunt aici lângă el să-i cer primul autograf. Și pentru că chestia cu dioptriile nu chiar a mea, e a lui, am să vă citesc un dor pentru domnișoara care a cerut dorul. Să mă citești, dacă nu azi, altă dată, într-o zi în care o să ai nevoie de operat.